Peste 1000 de cinefili au vizionat aseară în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania cu producția romano-italiană Odessa în Flăcări. Și ce alt loc putea fi mai potrivit pentru un astfel de film decât Castelul Banfi din localitatea clujană Bunțida? O oră înainte de începerea filmului, cinefilii s-au adunat în fața Castelului Banfi din Bonțida pentru a-și cumpăra bilete. Cea de-a cincea zi a Festivalului Internațional de Film Transilvania a prezentat în fața iubitorilor de film coproducția româno-italiană Odessa în Flăcări. Seara asta la Bonțida reluăm tradiția prezentării de filme la Castelul Banfi. E un loc încărcat de istorie care se renovează an pe an și arată tot mai bine. Prezentăm un film care se cheamă Odessa în Flăcări, e un clasic al cinemaului italian premiat la Veneția în 1942, pe un scenariu scris de un român, de Nicolae Chirițescu, care a scris Gaițele, și mă bucur foarte mult că e plin de lume, adică nu mă așteptam să fie, să trebuiască să ne punem problema de unde mai ducem din sat încă niște scaune, încă niște pături. E o seară foarte plăcută, mă bucur că nu plouă și sunt convins că tiful va reveni an de an aici la Bonțida, dar sperăm să se renoveze și castelul. Filmul Odessa în Flăcări a fost răsplătit cu marele premiu la Festivalul de Film de la Veneția în anul 1942, când toți considerau pierdut acest film. Acum câțiva ani, o copie pe 35 de mm a fost găsită în arhiva Cinesita și ulterior restaurată. Filmul o are în rolul principal pe cântăreața de operă Maria Cebotari, care interpretează rolul principal pe cel al Mariei Teodorescu, o cântăreață de operă prizonieră în Chișinău după ce Rusia invadează orașul în 1940. Sette giorni non devi parlarmi di... Di che? Di nessuno. Vabbè. Però io sono molto disgraziata. Perché? Cei peste 1000 de spectatori prezenți în curtea castelului au urmărit cu sufletul la gură până la ultimul cadru al filmului. Pe mine am cam plictisesc filmele vechi, dar asta, mă rog, având legătură și cu istoria. Deci a fost o excepție că a fost la castel, nu? Da. Bineînțeles, pentru vlog am venit. Super. A fost foarte fain. Ați mai fost? Unde, la film? Da, aici, la TIF, la Bonțida. Nu, n-am mai fost aici prima oară. O să reveniți anul viitor? Depinde ce film. Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania continuă la Cluj-Napoca până duminică.